Sosit în vizită în Petroșani la semnarea celui mai mare proiect european de finanțare din Valea Jiulei și primul din România din acest exercițiu financiar, ministrul fondurilor europene Rovana Plumb a spus că peste 5 miliarde de euro urmează să vină pe diverse proiecte. Nu a ratat ocazia să spună că guvernul anterior a avut rata de absorpție a banilor europeni zero, iar acum toate autoritățile de management sunt în faza de acreditare. Vorbim la începutul anului de absorpție zero, așa cum am declarat-o de fiecare dată. În ceea ce privește obiectivul pe care ni l-am propus pentru anul 2017, este de a trimite și de a aduce în țară 5,2 miliarde de euro. Cele 5,2 miliarde de euro se compun din 1,9 miliarde de euro pe politica de coeziune, iar diferența este pe plăți directe pe pilonul 2 al Uniunii Europene de Dezvoltare. Fonduri europene vin și la APASERV, iar proiectul de finanțare a fost semnat vineri, fiind primul din România, însă Rovana Plumb a spus că mai sunt în așteptare și altele, la nivel național. La nivel național avem în lucru încă două proiecte până la concurența sumei de 468 de milioane de euro împreună cu acesta de 90 de milioane, deci de 300, cred că 80 de milioane de euro pentru două județe, Vrancea și Alba, extinderea rețelei de apă și canalizare în cele două județe. Așteptăm finalizarea și ok-ul de la Comisia Europeană pentru a putea semna și celelalte două contracte. De asemenea, avem în vedere până la sfârșitul anului ca proiectul podului Brăila, tot de peste 460 de milioane de euro, să poată să intre în procedură de contractare. Ca proiecte mari. În plus, ministrul fondurilor europene spune că vor veni bani europeni și pentru reconversia profesională. Sunt în pregătire ghidurile pentru tot ceea ce înseamnă formare profesională și traininguri. De asemenea, este în fază de pregătire finală ghidul aferent proiectului la care țin foarte mult, garanția pentru tineret de 500 de milioane de euro, proiect pe care l-am lăsat la sfârșitul anului 2015, când guvernul Ponta a ieșit de la guvernare și care se adresează la 461.000 de tineri cu vârste între 16 și 24 de ani, care vor avea posibilitatea să fie conseiați, să aibă posibilitatea să fie îndrumați în funcție de abilitățile pe care le au către diversele locuri de muncă. Pentru 2017, ministrul Rovana Plumb spune că obiectivul ministerului pe care îl reprezintă cu privire la absorpția fondurilor externe este de 9%, iar pentru următorul an de 26%. Mai multe gropi de diverse dimensiuni pun în pericol circulația spre Petrila, imediat în apropierea trecerii la nivel cu calea ferată. Din cauza lor, șoferii fac manevre imprudente, iar totul cade în sarcina celor de la Petroșani. Administrația de aici spune că plombarea acestor gropi este în proiect și că muncitorii vor ajunge și acolo. Până acum nu s-a ajuns din cauza vremii ploioase, care a îngreunat mult toate eforturile de asfaltare. Nu putem să fim peste tot și nici vremea nu prea ne ajută, plouând e foarte complicat. S-au plâns oamenii de drumul acela până la bariera de la Petrila, care aparține de Petroșani? Aparține de Petroșani, sunt două sau trei gropi acolo care sunt în programul de reparații. Din această săptămână au început lucrările de plombare și asfaltare a străzilor din colonia Petroșani. Ample operațiuni sunt acum pe strada pe care este societatea de distribuție a apei, iar lucrările vor continua. Una dintre cele mai afectate străzi este Cuza Vodă și Lunca. Lucrăm, de fapt, în mai multe locuri și pe Malea și în zona aceasta. După care, sigur, în program sunt toate celelalte probleme legate și drumul spre Petrila și celelalte străzi pe care noi le avem în programul de reparație. În plus, primăria din Petroșani a scos la licitație lucrările de asfaltare a arterei din DN66, porțiunea din șoseaua de centură pe care acum a plombat-o.
Cei 41.000 de locuitori ai Petroșanului vor avea ocazia să afle ce de făcut miercuri dimineață, după ce în jurul orei 9 are loc un puternic cutremur cu epicentru la Hațeg. Echipele de intervenție vor face demonstrații în centrul orașului și vor angrena populația, școlile și administrația locală în exercițiul de salvare. Conform scenariului, în municipiul Petroșan, care este situat la o distanță de 98 de kilometri de municipiul Deva, în data de 24 mai, la ora 9 și 3 minute, se resimte cutremurul ce are loc în zona orașului Hațeg, de 6,2 pe scara Richter. Inspectoratul pentru situații de urgență va transmite în mod operativ avertizarea de calamitate la primăria municipiului Petroșani, iar la ora 9 și 11 minute este convocată în ședință extraordinară Comitetul Local de Intervenții. Se dă alarma și în Petroșani. Lângă școala Igheduca, sediul vechi, echipele găsesc la clădirea în construcție doi muncitori care au fost prinși sub schele, iar o persoană a rămas la etaj, fără posibilități de a se evacua. De asemenea, s-a constatat că la Casa de Cultură s-a prăbușit scara interioară, iar un muncitor care lucra pe acoperiș a rămas blocat. În pericol sunt și 60 de elevi de la Școala Generală Igheduca, care nu se pot autoevacua, necesitând sprijin de la formațiunile de intervenție. Vor fi angrenați în acest exercițiu pompierii, Spitalul de Urgență din Petroșani, administrația locală, Crucea Roșie și toți cei care pot da ajutor. Întreaga demonstrație va avea loc în stradă și se va testa modul de acțiune în situații concrete. Așadar, miercuri, așteptați-vă să auziți alarma. Dacă nu vor să continue școala, ori nu-și găsesc de lucru, tinerii absolvenți sunt așteptați la sediile agențiilor locale. Într-o săptămână aceștia devin absolvenți, iar începând cu această dată, ei trebuie să se înscrie în baza de date agențiilor din orașele lor, pentru că altfel riscă să rămână și fără șomaj. Noi așteptăm toți absolvenții, indiferent de nivelul studiilor. Deci fiecare absolvent trebuie să ne dovedească că își caută activ un loc de muncă după absolvire, dacă nu dorește să urmeze un alt nivel de învățământ. Asta înseamnă înregistrarea la noi în baza de date pentru a-și căuta un loc de muncă sau la un furnizor privat de servicii de mediere. Dacă fac acest pas și noi nu reușim să le oferim un loc de muncă, atunci după 60 de zile de la absolvire pot beneficia de indemnizație de șomaj. Tinerii absolvenți, fie că au terminat doar liceul, o școală profesională sau au studii superioare, pot timp de 2 luni să se înscrie, iar la final, dacă nu găsesc de lucru, pot deveni șomeri. Indemnizația însă o primesc o jumătate de an și suma nu este foarte mare. Dacă nu își vor găsi un loc de muncă, atunci după 60 de zile de la data absolvirii pot solicita indemnizație de șomaj, care în momentul de față are un cuantum de 250 de lei, indiferent de nivelul studiilor și se acordă pentru 6 luni de zile. 10 de tineri apelează la finalul școlii în fiecare an la serviciile agențiilor locale de ocupare și formare profesională. Angajații acestui serviciu însă spun că trebuie să țină cont de perioada de timp în care sunt nevoiți să se încadreze, pentru că ajutorul de șomaj se poate acorda doar în intervalul de timp prevăzut de lege. Lucrările ce au loc acum în defileul Jiului pe artera rutieră, care urmează să fie reparată, mai ales pe teritoriul județului Hunedoara, nu închid deocamdată traficul. Potrivit drumarilor, dacă se va impune o restricție, constructorul o va cere, dar doar atunci când se va turna covorul de uzură. Ion Tudor, șeful districtului de drum, spune că deocamdată traficul este dirijat cu piloți care ghidează mașinile, acolo unde se execută lucrările. Constructorul poate să solicite în continuare restricții de circulație. Mă refer la închiderea defileului. În momentul în care se va turna statul de asfalt, pe porția respectivă știm că drumul este îngust. Dacă se va închide, vor circula în continuare cursele interregio, transporturi de persoane. Grupurile organizate atunci când vor trece orele la care trec cursele interregio, vor trece și autocarele cu excursii organizate, rămânând doar cetățenii cu turisme care se deplasează dintr-o zonă în alta să aștepte pe perioada de închidere. Pe teritoriul județului învecinat mai sunt lucrări în zona mănăstirii Lainici, însă drumarii nu le vor finaliza anul acesta. Asta pentru că acolo se mută o parcare și un pod va fi reconstruit. Acum însă se lucrează la zonele lăturalnice șoselei. Vom lucra masiv la Rigole, la
șanțurile de scurgere a apelor în câteva puncte, dar și montarea parapetului de sprijin până în iarnă va fi gata, cu excepția zonei parcarea de la Lainici și podul din zona mănăstirii. Lucrările din defileul Jiului sunt executate de firma spaniolă Copisa, iar proiectul are o valoare de 185 de milioane de lei. Drumul trebuia finalizat până în luna decembrie anului trecut, însă drumarii avansează acum ca termen final de execuție a lucrărilor, sfârșitul anului 2017. Acestea se vor relua însă anul viitor în zona Lainici. Două dintre cimitirele din Vulcan, în care sunt înmormântați eroi căzuți în luptele ce au avut loc în Valea Jiului, vor avea catarge pe care să se înalțe tricolorul. Decizia aparține Consiliului Local din Vulcan și primarului Gheorghe Ile, care spune că le va monta acum, pentru ca acolo să înalțe drapelul de fiecare dată cu prilejul sărbătorii de înălțare. În acest an vom monta catarg pentru drapel, care va rămâne permanent în zona respectivă. După ce va fi ridicat drapelul pe catarg, la amândouă cimitire, după cum și dumneavoastră, în fiecare an, de ziua înălțării Domnului, este și ziua eroilor neamului. La Vulcan, la cimitirul Coroiești, în cimitirul eroilor, vor avea loc ceremoniile începând cu ora 12, după ce se va termina slujba la biserică, vom avea fanfara, va fi primirea delegațiilor, desigur vom avea invitați elevi, se va ridica drapelul României pe catarg, după care ne vom muta la osoarul de la Paroșeni în jurul orei 13:30, și acolo vom avea o ceremonie tot în acest gen. Ceremoniile religioase și militare au loc imediat după ce vor fi săvârșite în biserici slujbele religioase de înălțare. În fiecare an, la 40 de zile de Sfânta Înviere, Biserica Ortodoxă sărbătorește praznicul înălțării Domnului nostru Iisus Hristos, sărbătoare care este și ziua dedicată pomenirii eroilor neamului. Începe examenul de bacalaureat și din această săptămână absolvenții de liceu sunt așteptați să-și depună cererile de înscriere în vederea susținerii examenului de bacalaureat. Prima etapă de înscriere are loc în perioada 22-26 mai. La prima sesiune a examenului de bacalaureat pot participa absolvenții seriei curente, dar și absolvenții din seriile anterioare care nu au promovat examenul maturității. Prima probă din cadrul examenului de bacalaureat începe în data de 8 iunie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. În intervalul 8-9 iunie, candidații vor susține evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, proba B, iar în perioada 9-13 iunie va avea loc evaluarea competențelor digitale, proba D. În perioada 14-16 iunie, absolvenții de liceu vor susține evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, proba C. Prima probă scrisă va avea loc în data de 26 iunie, cu limba și literatura română. În 27 iunie are loc proba scrisă la limba și literatura maternă, iar în 28 iunie candidații vor susține examenul la proba obligatorie a profilului. Pe data de 30 iunie are loc proba la alegerea profilului și specializării. Rezultatele preliminare vor fi afișate în data de 5 iulie. În aceea zi se pot depune și contestațiile, iar rezultatele finale vor fi afișate pe data de 10 iulie. Stația CFR de la Petroșani, care a făcut și obiectul unui proces intentat regionalei CFR Timișoara, a intrat în reparații. De o săptămână se lucrează la infrastructură, iar lucrările sunt executate de regionala de la Timiș. În fapt, la acest moment se reconstruiește terasamentul peronului, care era extrem de degradat. Lucrările de reparații au început în zona fostei mesagerii și vor fi executate până în capătul de după sala de bilete. În cadrul lucrărilor de reparații și reconstrucție se are în vedere inclusiv refacerea clădirii
clădirilor din stația CFR, care sunt extrem de degradate și au fost acoperite pentru a nu crea probleme trecătorilor de ani de zile. Este prima lucrare de amploare după ce regionala CFR Timișoara a fost acționată în instanță de un fost consilier local, ce a cerut reparații urgente la această poartă de intrare în Valea Jiului. Stația CFR Petroșani a fost dată în folosință în urmă cu 146 de ani. Anul trecut, Compania Națională de Căi Ferate, CFR-SA, a anunțat că a alocat în total 13,4 milioane de lei din surse proprii și de la bugetul de stat pentru demararea unor lucrări de la componentele infrastructurii feroviare de pe raza regionalei CF Timișoara, din care 2,5 ar fi estimate cele din Petroșani. Alarma a sunat miercuri dimineață la Petroșani, unde s-a resimțit un puternic cutremur cu epicentru la Hațeg. Primăria și instituțiile din preajma acesteia au fost evacuate, sute de copii au fost prinși în școală, iar zeci de oameni au avut de suferit în Casa de Cultură după ce scările s-au prăbușit. Alți muncitori au fost prinși sub dărâmături, la grădinița aflată în construcție. Primarul Tiberiu Iacobrizi a sunat imediat la 112 și a cerut ajutoare. Alo? Alo, da? Deci a fost... Da? Da? Nu vă aud. Am auzit pe colegul meu de la Deva. Nu știți un număr de aproximativ de persoane care sunt implicate? Nu știu câte persoane sunt implicate, oricum în școală sunt sute de copii, în Casa de Cultură probabil câteva zeci. Bun, echipajele noastre sunt întrunse dumneavoastră, să vină cât de curând la fața locului. Bine, mulțumesc. E o situație, un exercițiu de alarmare și de intervenție, un exercițiu presupune o situație reală în sensul că s-a produs un cutremur în zona Hațeg, s-au produs câteva pagube și la Petroșani, Clasa de Cultură, Școala Ivieduca, cei de la ISU au făcut tot scenariul împreună cu noi, cu cei de la Apărarea Civilă. A fost aleasă această tematică pentru că este cea mai complexă tematică de exercițiu la riscurile care pot apărea în situații de urgență și atunci, fiind cel mai complex, să spunem, eveniment, toate forțele pe care le avem vor trebui să intervină și, sigur, să vedem cât suntem de pregătiți. Copiii au fost scoși rând pe rând din școală cu ghiozdanele deasupra capului și duși în siguranță. Acolo a fost dus și un câine specializat în intervenții și căutarea victimelor, iar scenariul presupunea că unul dintre elevii acestei școli a rămas în urmă pentru că era la toaletă în momentul producerii cutremurului. Câinele l-a găsit și a fost evacuat în siguranță. Cutremurul a fost simțit cu putere mai ales în acest loc. Cea mai afectată zonă este cea din cetul Petroșani, zona primăriei, Casa de Cultură, Școala Educa și blocurile din vecinătate. Pompierii, salvarea, echipele de la ISU, toți au intervenit, dar munca de voluntariat acum s-a văzut când cei de la Crucea Roșie au intervenit, pentru că în astfel de situații fiecare are misiunea bine știută. Crucea Roșie este chemată pentru a face susținerea psihologică a victimelor și pentru trierea răniților. Cât de pregătiți sunt voluntarii dumneavoastră? Voluntarii sunt din detașamentul pentru situații de urgență din cadrul Crucii Roșii Petroșani. Ei sunt instruiți în taberele de pregătire pentru situații de urgență organizate de Crucea Roșie Română. Nu au lipsit nici salvamontiștii care și-au dat concursul și au salvat oamenii cu frânghii rămași în clădirea Casei de Cultură. Exercițiul a fost un succes și toată lumea a știut ce are de făcut. Situațiile reale sunt însă posibile tocmai pentru că în ultima vreme am avut cutremure cu epicentrul spre Hațeg, care s-au resimțit și la noi. El este campionul național și îl cheamă Bebe, iar la Petroșani a venit angrenat în exercițiul de alarmare la cutremur. Este exact ceea ce știe el să facă și nu odată a făcut. Alături de stăpânul său, căruia este mai mult decât un coleg, câinele face o echipă uluitoare, antrenată și mereu gata să intervină. Este un exemplar de ciobănesc german, în vârstă de 4 ani. Este specializat pe căutare și salvare de persoane surprinse în dărâmături în caz de cutremure.
este în floarea vârstei, deocamdată ne face o mare cinste la nivelul județului, este campionul național de anul trecut de la campionatul de câini de serviciu de pe România. La exercițiul de alarmare publică a salvat viața copiilor pe care i-a căutat, așa încât niciunul să nu fi rămas în clădirea școlii, dar a și găsit un bărbat prins între dărâmăturile clădirii aflate în construcție din apropierea școlii. Caută! Unde-i? Este foarte ușor pentru că este un câine care are un foarte mare potențial. Când ai un câine, spui că ești stăpân. Între Bebe și Robert însă nu există o astfel de ierarhie. Nu este niciun stăpân. Noi colaborăm unul cu celălalt, pentru că altfel nu se poate. Doar cu iubire și cu dragoste, unul față de celălalt, ca să ajungem la scopul final. Echipele de căutare salvare canină s-au dovedit vitale în efortul de scoatere de sub dărâmături a supraviețuitorilor, în urma cutremurului produs în vara anului trecut în Italia Centrală, ce a lăsat în urmă 308 morți și peste 1500 de răniți. La operațiunile de căutare salvare au participat 70 de câini special antrenați, care au identificat și au făcut posibilă salvarea de sub dărâmături a sute de răniți. Tocmai de aceea și la Deva există astfel de câini, iar el, Bebe, este campionul național de anul trecut. Una dintre cele mai spectaculoase artere rutiere din România, Transalpina, se va deschide circulației. Drumarii spun că acum lucrează la dezăpezirea zonei, pentru că a nins recent, dar că drumul va fi practicabil de luna viitoare, poate chiar de la 1 iunie. Lucrăm cu 10 utilaje și noi și Vâlcea. Zilnic facem informarea la regională, domnul director Bratu, iar din două în două zile, domnul director Bratu îl informează pe domnul ministru Cuc despre starea drumului pe Transalpina, despre activitatea care o desfășurăm, dar și de pe șantiere. Adică nu lăsăm așa să treacă timpul fără să fim, în ghilimele, contabilizați la activitățile pe care le desfășurăm. Sunt toate premisele ca la începutul lunii iunie să se circule pe Transalpina. Artera rutieră poate fi traversată și prin Valea Jiului, pe DN7, pe Jieț. Turiștii vor putea vizita cel mai înalt drum din țară, în mini-vacanța de ziua copilului. Autoritățile dau asigurări că Transalpina va fi pregătită să fie deschisă, începând de săptămâna viitoare. Echipele de dezăpezire au acționat în permanență în ultimele două săptămâni și au eliminat stâncile și zăpada de pe carosabil. Pe lângă soare și ploi l-au favorizat topirea zăpezii de pe versanți. Drumarii continuă să elimine zăpada de pe șosea, din zona de creastă, și în câteva zile se va trece și la montarea elementelor de siguranță, precum și la realizarea marcajelor rutiere, acolo unde este cazul. Este mini-vacanță la începutul lunii iunie, iar de joi toți funcționarii publici sunt liberi. Însă la Petroșan vor fi oficiate căsătoriile. Biroul de stare civilă va fi deschis, mai ales că deja sunt numai puțin de 5 cupluri care și-au depus actele. Este vacanță însă pentru unii este și o zi de neuitat, așa încât la acest birou din primărie se va lucra. Noi avem serviciu de permanență la starea civilă, indiferent că e sâmbătă, duminică sau noapte, zi, avem serviciu de permanență și sigur că vom fi la datorie, între ghilimele, și vom presta și vom asigura aceste servicii către cetățenii municipiului Petroșani. Mini-vacanța dată de guvern bugetarilor începând cu acest an pentru ziua de 1 iunie, când se sărbătorește ziua copilului, și perioada imediat următoare, când se sărbătoresc rusalile, dă peste cap planurile multor oameni din țară, care s-au trezit că birourile de stare civil ar putea fi închise. Nu este cazul celor din Petroșani, unde deja sunt 5 cupluri ce așteaptă să spună da în fața ofițerului de stare civilă. Termenul legal în care se poate încheia căsătoria este de 10 zile de la data la care a fost înregistrată declarația de căsătorie. În acest termen se cuprind atât ziua când a fost făcută declarația de căsătorie, cât și ziua în care se oficiază căsătoria.
Două candidaturi au fost respinse de biroul electoral de circumscripție Lupeni, iar alți 6 candidați se întrec în cursa electorală pentru fotolul de primar. Lupeniul a rămas fără primar după ce Cristian Resmeriț a fost ales senator. Cei doi care au fost respinși sunt Daniel Dosan de la Partidul Socialist Român și Victor Tivaroc de la PMP, iar candidaturile lor au fost respinse pe motiv că numele unui susținător apărea de mai multe ori pe aceeași lista unui candidat. În cursa pentru primăria Lupeni au rămas 6 candidați: Lucian Marius Resmeriță, PSD, Ioan Cristian Roșu, PNL, Emil Sărcan, USR, Călin Radu Napău Stoica, PRM, Constantin Aurică Brândușe, ALDE și Cristina Viorica Ciucu, independentă. La Lupeni sunt așteptați la urne în data de 11 iunie, aproximativ 23.000 de oameni cu drept de vot. Chiar dacă vremea nu a fost deloc prielnică, eroii nu au fost uitați. La cimitirul eroilor din Petroșani, cimitir care a fost înființat în anul 1917, sunt îngropați 137 de eroi căzuți în primul război mondial în luptele din Valea Jiului, în anul 1916, din care 40 români, 36 maghiari, 35 germani și alte naționalități. Sunt 128 de cruci de beton inscripționate cu litere, iar pe unele scrie erou necunoscut. Suntem astăzi împreună în acest loc sacru pentru a-i cinsti pe eroii noștri. Și dacă astăzi noi putem să călcăm pe acest pământ și totodată să călcăm peste aceste morminte, este, dacă vreți, cu atât mai mult și mai important pentru noi să cinstim memoria acestor eroi ai neamului românesc. În acest an, cimitirul în care ne găsim împlinește 100 de ani. 100 de ani de când eroii din acest cimitir își dorm somnul de veci. Și acum, în câteva minute, vă rog să-mi permiteți să vă prezint un document care, după ceea ce știm noi, se referă la un om, dacă nu din Petroșani, deși date la dată că ar fi din Petroșani, este în mod cert din Valea Jiului. Ordin de zi numărul 177. Și tu, camarade fruntaș șopterian Ioan, Conticent 1939, ai luat parte la marea bătălie dintre Nipru și Marea de Azov. Prin vitejia ta și eroismul tău, dușmanul a fost înfrânt, urmărit și distrus. Izbânda corpului vânătorilor de munte a fost măreață. Ea va rămâne ca o lumină pururea strălucitoare peste veacuri. Să povestești cu mândrie eroicele fapte de arme săvârșite de tine și de camarazii vânători de munte. Să nu uiți să spui, camarade, că vânătorii corpului de munte s-au războit 5 zile, singuri, pe un front de 50 de kilometri cu divizii dușmane din cele mai brave, înzestrate cu artilerie multă, cu munți de muniție, cu aviație numeroasă, care a zvârlit zi și noapte deasupra ta fier și foc. Să nu uiți, camarade, și să arăți că inamicul a atacat ca roiul de albine zi și noapte, fără răgaz, cu tancuri, care s-au dus adânc în spate fără a te îngrozi, că te-au înconjurat de nenumărate ori, dar că ai stat neclintit la post, că ai răbdat de foame, de sete și de frig, dar n-ai disperat și n-ai pierdut nădejdea în victorie. Să spui, camarade, că ai făcut cu toți vânătorii de munte zid în jurul celor care au stat la post ca stâncile bătute de talazul. Să spui, camarade, că răniții au suferit ca martirii în tăcere. Să spui cu inima plină că morții au fost răzbunați, că la început singuri, apoi cu trupele germane, vânătorile de munte au înscris una din paginile cele mai glorioase în istoria războiului contra bolșevicilor. Să nu uiți să spui, camarade, că ți-ai ținut jurământul făcut patriei, regelui, conducătorului țării. Răsplata cea mai mare pentru tine, camarade, este conștiința datoriei împlinite și mândria de a fi luat parte la cea mai însemnată bătălie a corpului vânătorilor de munte. Să te închini, camarade, pentru frații tăi de arme căzuți pe câmpul de bătaie. Să-ți aduci aminte de șefii care te-au condus și ți-au asigurat izbânda.
comandantul Corpului de Munte, general de divizie Mihail Avramescu. Zeci de oameni au ajuns în curtea cimitirului eroilor din Vulcan, acolo unde pe o ploaie care nu a contenit deloc, cu toții au ascultat imnul național în interpretarea fanfarei. Gheorghe Ile, primarul din Vulcan, le-a recitat o poezie celor adunați și a ținut să menționeze că eroii nu au nume, iar datoria noastră este să ne aducem mereu aminte de ei. Fiecare an de ziua înălțării este și ziua eroilor neamului și aici la Coroiești, la cimitirul eroilor din Coroiești, facem aceste manifestări patriotice, să le spun, și de suflet, bisericești în mod deosebit. Invităm de fiecare dată preotul de aici, din zona de la biserică, face o slujbă de pomenire a tuturor eroilor neamului și totodată ne aducem aminte, din când în când trebuie să ne aducem aminte de eroii neamului care și-au dat sângele pentru viața noastră ca să o putem duce în liniște și pace aici la noi, pe aceste meleaguri. Imediat după slujba din biserici, preoții au ajuns la cimitirul eroilor, acolo unde a oficiat o slujbă de pomenire a celor care sunt acum în acest loc. Vorbim despre cei care își duc veșnicia în osoarul de la Paroșeni, ca și cei din cimitirul de la Coroiești. Am aici un ordin de zi din 14 octombrie 1941, numărul 177 al Corpului Vânătorilor de Munte, prin care unui participant la lupte în partea de est în prima perioadă îi este recunoscut meritul. Este vorba de un fruntaș șopterean Ion, care este din Valea Jiului. Ce pot să vă spun, că în 2000 mai trăia, acum nu mai știu. Pentru că în fiecare an de ziua eroilor ne adunăm aici la cimitirul Coroiești și în spatele acestor cruci pe care dumneavoastră le vedeți zac osenintele unor eroi români și străini, pentru că vremea este așa cum este și armata are situații deschimbătoare, vă prezint doar ce avem aici. În spatele crucilor avem 84 de eroi români, din care numai 2 sunt identificați, ceilalți necunoscuți. Avem 35 maghiari și mai avem și o măicuță care în perioada 1916-17 a îngrijit la spitalul din Vulcan răniții din pasul Vulcan. Numai puțin de 17 familii ce locuiesc în casele din zona Jupâneasă, aflate la intrarea în municipiul lui Petroșani, sunt branșate din această lună la un sistem performant de aducțiune al apei. Cei de aici spun că se descurcau cu greu până acum, că apa avea sedimente puternice și că, uneori, luau apă de la un izvor. Acum, după ce au fost branșați la sistemul public, se arată extrem de mulțumiți. Au venit chiar să le mulțumească celor de la APASERV pentru că au apă potabilă de calitate. Am avut apă brută sau industrială de la captarea Jupâneasa. A fost mina Dâlgea, s-a închis, a venit mina Petila, s-a închis și mina asta și am fost pus în situația să rămânem fără apă. Singurul, nu că vreau să vorbe mari, dar domnul manager general Costel Avram a fost cel care a spus: domne, toată lumea trebuie să aibă apă, dacă ultima casă îi facem investiții și luăm apă. Acum este foarte bine.
Nu a fost nevoie de săpături și totul s-a desfășurat printr-un procedeu denumit relining, iar oamenii de aici s-au ales cu apă potabilă de calitate. Costel Avram, directorul APASERV, spune însă că investiția este profitabilă pentru că aici, din cauza turbidității, erau nevoiți să consume cantități mari de apă pe care o și tratau corespunzător. Într-un an de zile am dat în jur de 50.000 de metri cub de apă, am facturat 420 și am încasat 340 de metri cubi. În primăvara aceasta, oamenii au rămas fără apă datorită gerurilor care au fost astă iarnă și trebuia să găsim o soluție. Singura soluție care a fost să facem noi o investiție și împreună cu colegul Florin Donisă, cu cei de la tehnic, au găsit și soluția. Am cumpărat aproape 2500 de metri de țeavă de la București, iar oamenii, începând de astăzi, au apă de cea mai bună calitate. Serviciul tehnic a găsit în acest loc o soluție optimă, mai ales că nu a fost nevoie de șanțuri și strada nu a fost săpată deloc. Investiția fiind făcută din fondurile proprii ale APASERV. Pentru realizarea lucrărilor s-a folosit o tehnologie modernă, o tehnologie printr-un sistem relining, introducerea unei conducte noi în conducte existente. Astfel, într-un timp record s-au instalat peste 2500 de metri de conductă de polietilenă învelită într-o protecție de polipropilenă. Lucrarea s-a realizat în 3 săptămâni, nicio groapă nu a fost necesară, iar oamenii de aici au acum apă potabilă de calitate. Colegiul teoretic Mihai Eminescu din Petroșani și-a numărat la propriu diplomele și a felicitat pe absolvenții care de azi nu le mai sunt elevi. Le-au făcut cinste, iar asta arată zecile de diplome și medalii obținute doar în clasa 12-a, lucru ce clasează această instituție de învățământ în topul național. Tinerii de aici au ales să se reprezinte singuri și șefii de promoție ne-au spus cât de important a fost pentru ei să învețe la acest liceu. A fost mai mult decât greu, a fost foarte greu, a necesitat foarte multă muncă, dar în același timp a fost o plăcere pentru că profesorii ne pregătesc așa cum trebuie și colegii ne susțin și atunci nimic nu pare prea greu. Ce vei face mai departe? Mai departe îmi doresc să merg la Cluj, la medicină și îmi doresc să am o carieră de succes care se reflecte munca depusă aici. Este destul de greu, nu am să mint, însă tot ce am făcut, toată munca pe care am depus-o, am făcut-o din plăcere și acest lucru pur și simplu face să nu mai resimt tot efortul. Unde te duci mai departe? La psihologie în Anglia. Este foarte greu pentru că toți elevii sunt motivați să fie cei mai buni și concurența este mare, așteptările sunt și mai mari, însă cred că am făcut o treabă destul de bună rămânând în frunte. Pentru ce te pregătești? Mă pregătesc pentru Facultatea de Litere, Limbi Străine, Norvegian-Engleză. Meritele lor sunt cumulate în premii la olimpiade și concursuri naționale și internaționale, iar acum a fost momentul bilanțului. Pentru noi, cât și pentru copii, dar și pentru părinți, este, iată, un moment emoționant astăzi, pentru că, până la urmă, o piesă din puzzle-ul sufletesc, în primul rând, al nostru, al profesorilor, se va desprinde începând de mâine și suntem fericiți că acești copii care vor deveni absolvenți ne vor reprezenta cu cinste mai departe, mai ales că o să vedeți din această festivitate de încheiere anului școlar că avem peste 45 de diplome la concursurile naționale și județene ale olimpiadelor școlare. Pentru că sunt cu adevărat cei mai buni la festivitatea lor de premiere, au fost prezenți și membrii ai Lumii Academice din Petroșani, rectorul Sorin Radu salutând prezența lor în aula universității, iar primarul Tiberiu Iacobriții le-a urat succes în viață. E un moment important în viața dumneavoastră și în viața familiilor dumneavoastră. Vreau să vă felicit pentru faptul că ați ajuns până aici și cu siguranță veți merge cu succes și mai departe. Să-i felicit pe părinți, pe profesori, pentru efortul pe care l-au făcut pentru ca voi să puteți să ajungeți în acest moment. Chiar dacă se încheie o etapă a vieții aceasta de elev și practic treceți de la adolescență la maturitate, cu siguranță vă veți aduce cu mare drag aminte de toată această perioadă și cred că și cei mai în vârstă sunt de acord cu mine, e una dintre cele mai frumoase perioade din viața oricăruia. Părinți, elevi, rude și profesori, cu toții au umplut astăzi până la refuz aula Universității din Petroșani, în acest moment festiv, adolescenții fiind în centrul atenției.
Mircea Bobora, președintele Consiliului Județean Hunedoara, spune că se fac pași importanți pentru ca populația să colecteze selectiv deșeurile. Este implementat un sistem provizoriu și se așteaptă să fie împărțite pubelele pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Totul pentru ca, așa cum spun cei de la județ, Hunedoara să fie un prim exemplu la nivel național. Deocamdată însă totul pare în grafic. Noi am demarat activitatea la deponeul de la Bârcea Mare. Trebuie să vă raportez ca instituție de informare a opiniei publice că am obținut și autorizația integrată de mediu. Avem toate condițiile ca deponeul să fie lucrativ. Faza a doua e legată de împărțirea pubelelor în toate UAT-urile județului Hunedoara, în așa fel încât să existe facilitățile sau infrastructura necesară pentru a crea posibilitatea colectării selective a deșeurilor. Colectare selectivă care, în final, va duce inclusiv la costuri mai mici. Activitatea de depunere la Bârcea a deșeurilor va fi făcută provizoriu de o firmă care acum a preluat acest obiectiv, însă licitația este ridicată pe sistemul public de licitații electronice. În săptămâna asta am ridicat pe SEAP și caietele de sarcini pentru licitația celor 4 operatori care vor face colectarea la nivelul județului Hunedoara și vom încheia bucla cu ceea ce înseamnă funcționarea sistemului de management integrat al deșeurilor. Vom încheia cu provizorat, pentru că știți, din cauza contestațiilor, am luat măsura să selectăm o companie care periodic va gestiona deponeul de la Bârcea, noi continuând să urmărim procedura de licitație finală pentru a obține un câștigător la un moment dat, după ce se rezolvă contestațiile, definitiv. Mircea Bobora anunța încă din 14 mai că peste 10.000 de recipiente noi vor apărea în locațiile de colectare a gunoiului menajer din Valea Jiulei. Consiliul Județean va distribui alte peste 22.000 de containere și în restul orașelor din Hunedoara, totul după ce a fost selectată firma Unicom, care să se ocupe provizoriu de colectarea gunoiului, însă acestea deocamdată nu au ajuns în cartiere. Au început lucrările de reparații la gara din Petroșani, dar nimeni nu știe cu exactitate ce se întâmplă acolo. Din șantierul în lucru lipsește panoul din care să rezulte cine sunt cei care execută lucrările și mai ales ce vizează aceste lucrări. De altfel, Viorel Pascu, fost consilier la Petroșani, care a acționat în instanță regională a Timișoara, chiar a subliniat acest aspect. Asta pentru că nu știe dacă demersurile sale în justiție ar fi avut vreun ecou. Sperăm ca să ne informeze regionala și de alte detalii, banii alocați, cum va arăta proiectul în final, niște detalii din asta pe care noi suntem datori, adică statul e dator ca să ne le prezinte. Știți câți bani se investesc acum aici? Din presă, tot de la dumneavoastră, 2,5 milioane de lei, dar nu știm cum arată, nu știm firma, nu știm finalul proiectului, unde va fi sala de așteptare, toalete, vor fi pentru persoane cu dizabilități. Gara din Petroșani a rămas în paragină de aproape 3 decenii. Viorel Pascu este singurul care a bătut la ușa instanțelor, însă recent a pierdut procesul intentat regionalei CFR. Acum așteaptă motivarea instanței, ca să afle de ce nimeni nu a fost impresionat de lipsa toaletelor, de peroanele degradate și de starea clădirilor. Au fost 2 ani în care am avut răbdare, am făcut demersuri, am avut sprijinul protecției consumatorilor, care au amendat. 5 pagini a avut raportul cu nereguli în gara Petroșani, de care în 27 de ani suferă și au suferit cetățenii și turiștii. Nu comentăm decizia instanțelor, dar nu au fost impresionați de faptul că nu avem toalete, că nu avem paviment, că nu avem peroane, că nu avem apă, că nu avem aproape nimica. Stația CFR Petroșan a fost dată în folosință în urmă cu 146 de ani. Anul trecut, Compania Națională de Căi Ferate, CFRSA, a anunțat că a alocat în total 13,4 milioane de lei din surse proprii și de la bugetul de stat pentru demararea unor lucrări de la componentele infrastructurii feroviare de pe raza regionale CF Timișoara, din care 2,5 ar fi estimate cele din Petroșani.
Parcul central Caroș Reter din municipiul Petroșani a intrat în reparații. Lucrările au loc în spațiul unde există filigoria din beton, dar în planul de lucrări sunt cuprinse și spațiile verzi, unde vor fi plantate flori. Terasamentul era degradat și aceste lucrări sunt estimate la suma de 75.000 de lei. E vorba de o lucrare de reparație, va fi asfaltată toată platforma din centrul parcului Caroș Reter, va fi reabilitată acea filigorie, mă rog, din beton și vor fi făcute intervenții și la cele două jardiniere din parcul central Caroș Reter. Parcul nu a mai fost reabilitat de ani buni, iar acestea sunt primele lucrări de amploare, absolut necesare după degradarea terasamentului. Un fum gros a fost zărit astăzi puțin înainte de ora prânzului în zona de nord a municipiului Petroșani. Imediat lumea a intrat în panică și a sunat la 112. Șuiorul uriaș de fum putea fi zărit de la distanță și pompierii au trimis imediat o mașină de intervenție. Incendiul a fost localizat în curtea unei unități private, mai exact la Gerom, acolo unde a ajuns și poliția în urma apelului de pe 112. Din primele date reiese că fumul ar fi fost provocat de un cablu. Pompierii spun că angajații Gerom au încercat să taie o țeavă cu izolație din plastic și aceasta s-a aprins provocând fumul imens. Din fericire, până la sosirea echipelor de intervenție, focul a fost stins. Spațiul în care a izbucnit incendiul se află în proces de dezmembrare și muncitorii au făcut cel mai probabil o greșeală ce a provocat fumul.